Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Astăzi am ieșit din studio, am ieșit din cabinetele medicale și am venit în parc. Bine te-am găsit, Bianca! Bine v-am găsit și pe voi alături de noi! O să te rog frumos să le spui telespectatorilor noștri mai exact cu ce te ocupi, pentru că tu poți să spui cel mai bine. Sunt fizioterapeut, am absolvit de curând facultatea și sunt specializată pe biomecanica piciorului. Adică problemele de mers? Probleme de mers, probleme de statică, determinăm tipologia piciorului și funcționalitatea lui. În general, cine ar trebui să observe că un copil sau un adult are o problemă de mers? Când ne raportăm la partea de copii, cred că medicul de familie este primul care ar trebui să observe problemele de picior, după care medicul de familie ar trebui să dea o trimitere spre ortopedul pediatru. Acolo ortopedul pediatru, practic, el observă și recomandă kinetoterapie, ortezare. Acum, în funcție de vârsta copilului, în funcție de cum este funcționalitatea copilului, îi face testele specifice pentru picior. Mergem puțin și către zona de adulți. Este normal ca un adult să strice încălțămintea? Nu este normal, dar aceste lucruri nu putem să le evităm. Pentru că ori este o problemă congenitală care vine moștenită de la părinți sau de la rude apropiate, ori pur și simplu așa li s-a deformat mersul pentru că au luat în greutate, au apărut modificări la nivelul organismului și atunci ei se prezintă din timp la consult și să le rezolvăm problemele, pentru că odată cu modificările de biomecanica piciorului apar și durerile, pentru că tot ce vine de la picior se manifestă până la coloană. Și atunci apar durerile de genunchi, durerile în șold, dacă ne raportăm la picior. Hai să ne întoarcem puțin la copii. Zi-mi, te rog frumos, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze familia unui copil la care s-a observat o problemă de mers? Pașii încep de la medicul de familie, ortopedul pediatru, după care de acolo se stabilește kinetoterapeutul, se stabilește podiatru, care acolo îi determină din nou tipologia de mers cu ajutorul unei plăci sau cu amprenta plantară a copilului și se observă presiunile pe care le pune copilul, dacă copilul are o problemă de musculatură, de exemplu pot apărea scurtările musculare sau o musculatură foarte slăbită a piciorului, se intervine mai mult prima dată pe kinetoterapie, după care ajungem la ortezare sau la alte metode de tratament pe care le găsim specifice copiilor. Care este vârsta optimă la care ar trebui să ajungă la voi copiii? Eu aș zice că părinții ar trebui să aibă grijă în fiecare an al vieții copilului să ajungă la ortoped, să aibă un consult anual de rutină, pentru că problemele pot apărea de la an la an. Și atunci, cu cât mai mult prevenim, cu atât nu ajungem la complicații. Cred că dacă ei nu au pornit această rutină de consult în fiecare an, cel puțin la vârsta de 4 ani ar trebui să ajungă la ortoped sau la podiatru, depinde. Și ar fi ideal să ajungă fiecare copil pentru a fi descoperit o eventuală problemă care nu este atât de vizibilă? Da, pentru că de ce ar fi mai bine să ajungă la un specialist anual? Pentru că e mult mai important să prevenim decât să tratăm. E complicat și pentru noi să tratăm, așa mai bine am prevenit niște situații care sunt neplăcute de obicei. Înainte, pe vremea când armata era obligatorie, toți băieții se căutau de platfus. Da, spune-mi, era interzis să meargă în armată cu platfus și atunci mă gândesc că asta era un disconfort pentru bărbați în general. Spune-mi, te rog, de ce platfusul creează acest disconfort pentru bărbați? Nu cred că neapărat pentru bărbați este un disconfort. Platfusul în general creează niște deformări de biomecanică. Aici vorbim de planuri, de fizică mai mult, pentru că are legătură cu tot piciorul. Dacă platfusul este o patologie care duce piciorul în interior, face să cadă arcul longitudinal al piciorului, atunci e clar că apar și modificări la nivelul genunchiului, deci nu se păstrează axele normale și atunci apar dureri
Deci oamenii nu pot să-și desfășoare activitatea de zi cu zi eficient sau alergarea. În alergare are o face cu dificultate pacientul. Care sunt cele mai frecvente probleme cu care vă confruntați în practica voastră de zi cu zi? Cred că cele mai frecvente patologii pe care eu le-am întâlnit până acum sunt... Una dintre ele este chiar platfusul, pentru că foarte multă lume nu are întărită musculatura gambei sau, din potrivă, o are scurtată și atunci și acolo apar dezechilibre. O altă patologie care mi se trece des în clinică este metatarsalgia. Aici apar de cele mai multe ori la persoanele care poartă tocuri foarte mult. Presează foarte mult pe zona de metatarsiene și atunci acolo apar probleme. Îți mai vine ceva în minte? Cred că nu pot să o numesc o patologie, dar o situație frecventă ar fi partea de musculatură slăbită global. Pentru că oamenii nu sunt învățați să facă mișcare. Asta îi și îndrumăm de fiecare dată când ne trec pragul să facă mișcare. Cât mai multă mișcare e cel puțin 30 de minute pe zi. Deci, esențial. Există vreo patologie care este specifică la secolului 21? Pentru că lumea este în continuă schimbare și ne modificăm și noi ca structura corpului. Da, cred că cea mai frecventă patologie pe care am întâlnit-o, nu în clinica de picior unde lucrez, ar fi durerile de spate, zona lombară care ne creează dificultăți. Cele mai des apar la oamenii care stau la birou foarte mult și nu au o postură corectă, nu au materialele cum ar fi birou sau calculatorul, scaunul, nu le-au adecvate pentru ei. Deci și faptul că utilizăm mobilier care nu este ergonomic ne poate crea probleme? Absolut. Încălțămintea care nu este de calitate, care nu este adaptată piciorului pe care îl încalță, poate să ne creeze probleme? Creează probleme pentru că aici și aici este o problemă, pentru că nu suntem informați cum să ne alegem pantoful. Pacienții, în primul rând, ar trebui să știe ce fel de picior au. Pentru că picioarele, într-adevăr, toți ne considerăm că avem un picior normal, doar că sunt anumite zone în care încadrăm piciorul. Poate fi picior plat, poate fi picior pe scavus, care e un picior cu arc înalt. Și atunci, în funcție de asta, ar trebui să ne alegem pantofi, ar trebui să știm cum călcăm, care sunt presiunile, unde punem, să avem o presiune uniformă pe toată suprafața tălpii. Tu, ca specialist, în momentul în care mergi pe stradă, ți se întâmplă să-ți fugă ochii și să spui fata aia are o problemă sau băiatul acela ar trebui să vină pe la mine pe la cabinet? Da, de cele mai multe ori și acum de când mă confrunt cu problemele de picior și lucrez tot mai mult pe partea de picior, de fiecare dată când merg pe stradă văd oameni care nu calcă bine, care nu au pantofii potriviți, care... Nu știu că ar trebui să se prezinte la un specialist. Da, am observat. Deci, cred că nu este om care să nu aibă o mică problemă. Și ai fost vreodată în situația de a-l trage de mânecă și să-i dai o carte de vizită? Nu mi-am permis să trag oamenii pe stradă de mânecă, doar ne ajută foarte mult evenimentele ca cel de astăzi. Pentru că aici vin oamenii curioși, să întrebe cel puțin, și aici putem să le depistăm problemele de care ei nici nu știau. Cel puțin să le dăm sfaturi. Pentru că asta contează. Oamenii, cu cât sunt mai informați, cu atât știu unde să meargă și ce să facă, să prevină. Asta e important. Bianca, îți mulțumim foarte mult pentru sfaturi. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că ați venit la noi la eveniment. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, dacă sunteți opriți de Bianca sau de vreun coleg de-al ei, să nu vă supărați. Uitați-vă la încălțările pe care le purtați, iar dacă sunt deformate, ar fi cazul să apelați la un specialist. Să ne revedem sănătoși!